Accident grav în această dimineață pe drumul național 1 la Predeal. În urma carambolului în care au fost implicate 3 autoturisme, au fost rănite 7 persoane. Răniții au fost transportați la spital, iar medicii spun că sunt în stare stabilă în afara pericolului. La fața locului s-au deplasat echipaje de la Serviciul de Ambulanță SMURD și de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Traficul rutier în zona accidentului a fost complet blocat. Din primele concluzii ale anchetatorilor rezultă că mașinile s-au ciocnit din cauza unei depășiri neregulamentare. Victimele au primit îngrijirile medicale necesare, iar polițiștii urmează să stabilească toate detaliile privind producerea accidentului. Șoferul vinovat va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă.